și ea își surprinde Peachy cu bucate alese în unele din filmulețele ei postate pe rețelele de socializare, apare alături de aceștia, făcând diverse delicii. Cât de des ea gătește, care le sunt mâncărurile preferate, o să ne spună imediat Tatiana Heghea. Are un costum extraordinar, că a făcut deja compliment. Bună, dragă, mulțumesc! Salut. E un premier absolut la voi, dar voi se fac așa hai. Da? Foarte frumos! Așa, la voi l-am scos în lumină, știi? Da, da, nici nu trebuie să te așez, trebuie să ne uităm numai la el. Draga mea, ești o mamă pe drumuri, dar ești și o mamă implicată și dacă trebuie să gătească. Daniușa trece la cratițe. Așa este, cum spui și tu, știi, divă, unde trebuie, dar când suntem acasă, suntem mame, suntem implicate și ne pasă ce mănâncă copiii noștri, ce mâncăm noi, ca și familie, fiind primul exemplu pentru copiii noștri, îți dai seama. Cumva eu, prin prisma familiei mele, care cumva îți dai seama, am crescut într-o altă, probabil, mentalitate, eu mi-am tras așa câteva lecții și am înțeles că preferatele bucate pentru familia mea sunt să optăm pentru garnitură și carne, fie pește, fie pește, mai mult pentru pește optăm. Și astfel gătim în fiecare zi. Cina, în mod special, este sfântă. Micul dejun este obligatoriu, fără el nu ieșim din casă. Păi acum, că sunt unii care își hrănesc copiii la grădiniță. Hai să mănânci micul dejun la grădiniță. Foarte puțin părinți hrănesc copiii acasă. Știi că, în timp, e o plăcere să-l simt eu, că l-am văzut că am mâncat, știi că... Lasă mănânci două ori, că nu strică, știi? Dar cel puțin, dacă e timp și reușim și ne încadrăm în timp, atunci este o plăcere să-i fac eu acel terci și să-i pun eu acele fructe care sunt, cumva, sunt mai împlinite și mănâncă terci. Mănâncă, foarte bine mănâncă. Deci dacă noi mâncăm, mi se pare cumva și copiii, dacă ai norocul, știi? Dar bărbatul mănâncă? Mănâncă și bărbatul și toată lumea. Deci noi suntem absolut dependenți de terci. Deci noi trezim și primul gând este terciul. Da, da, sunt diverse forme. Și griș și diverse forme de grâu. Chiar acum mai nou am descoperit asta care se face la armată, am uitat cum îi zice. Ala? Nu. Perlovcă. Da, da, ceva genul ăsta. Că nici mie nu vine în română. Este foarte bună pentru femeie, în mod special. Are o consistență mare, gigantică de vitamine, de proteină. Așa că, mai ales când am știut că pentru femeie este foarte benefică, mănânc cu o poftă și cu o mânire sufletească. Nu neapărat, pentru starea ta. Parcă e tema despre mâncare. Dar ce pofte ai tu, Taniușa? Să știi că sunt foarte pofticioasă și, slavă Domnului, deocamdată încă pot să-mi permit poftele. Sunt pofte din alea mai nebunace, ținând cont de regimul nostru de lucru, venim deseori acasă la două. Adică mănânci noaptea? Da, se mai întâmplă, adică nu pot să zic. Chiar dacă știu că cu anii va trebui să am grijă mai mare la orele care noi mâncăm, pentru că asta își pune amprenta, nu brusc, dar peste ani de zile, în metabolism și în toate aceste simptome pe care femeia le poartă pe umeri, pe corpul ei. Și cam asta e despre mâncare. Da, când mergi în vacanță sau deplasări. Ești cu terci după tine în bagaj sau mănânci? Să știi că s-a întâmplat și asta. S-a întâmplat deseori undeva am fost, nu mai știu unde, și am luat cu noi neapărat terci. Adică l-am luat așa în stare crudă. Aha. Pentru ca eventual, dacă cumva ceva s-ar întâmpla și nu găsim, fie un restaurant bun, fie ne prinde cumva în drum, să-l pregătim noi. Și probabil chiar l-am și mâncat. Nu mai țin minte ce destinație era. Cu copii? Da, cu copii, exact. Pentru că cumva eram cu mașina, probabil. Și am făcut terciul și cumva eram sigur că e o mâncare sățioasă, știi? Decât să bagi un fast food, nu prea optez, nu-mi place, mai ales pentru dar copii. Dar în state ai fost și mai mâncat fast food. Hai, lasă-mă, că ai mâncat. Ce prostie ai mâncat acolo? Să știi că n-am avut scopul să mănânc. Vreau să zic că în călătoria asta, în Statele Unite, în Chicago, exact, familia care a avut grijă, ne-a chemat la spectacol, ne-a dus peste tot, îți dai seama, și la restaurante mexicane, și la restaurante indiene, tot soiul de restaurante. Și bineînțeles, am mers la acel restaurant cunoscut al lui Trump, îți dai seama, la ultimul etaj, cu o privire. Sincer, a fost prima dată când eu sunt parcă descurcăreață, știi? Deschid meniul și ca să nu incomodez oamenii, îți dai seama, cum anci eu ce văd acolo așa mai deosebit, știi? Mi s-a părut că are așa o doză de tare interesant suna. Și când mi-a dus așa un sandwich din ăsta gigantic, știi? Nu știu, cheeseburger sandwich, dar foarte gigantic, plin cu... Și zic, Dumnezeule, zic! Deci este de la Dumnezeu să gust, pentru că americanii nu sunt, îți dai seama, cunoscuți prin mâncăruri deosebite, rafinate. Sunt exact pe fast food și burgerele sunt cele mai deosebite. Și da, am încercat în un restaurant de clasă, dar să zici că m-a captivat. Ai dat o grămadă de bani în sandwich. Cam așa, da, dar nu-mi pare rău, pentru că este păcat să nu dai notă pentru un cheeseburger de-al lor american, ținând cont că de acolo s-a pornit toată nebunia asta. Și a fost deja o aventură foarte bună. Pentru mine, mai mult, America a fost atractivă din punct de vedere
arhitectural. Da, că te-am văzut pozată cu bărbatul tău prin... Dar cum, draga mea, dar tu crezi că nu făceai așa? E atât de frumos orașul ăsta, e atât de spațios, mare, gigantic, încât eu am mai spus-o și o să zic, mi se pare că în altă viață acolo am trăit, știi? Și cumva exedezea pe vibe-ul meu. Mie îmi plac metropole, îmi plac orașele mari și deocamdată am zis-o, nu cred, nu mă văd undeva într-o suburbie liniștită, se aud doar ciuripitul păsărilor, știi? Dar nu ne că peste ani o să-mi schimb categoric poziția, știi? Ai venit acasă și ai venit direct la petrecere. La petrecere, da, mai multe petreceri. Cel mic. Da, să știi că am avut și petreceri de lucru. Am fost foarte, foarte, s-a început anul exact cum îl încep, știi? Pentru că Revelionul l-am cântat la Vatra Dornei. M-am întors de două ore acolo ca să mai cânt pentru că m-au invitat. După care America, am venit acasă exact, m-am ocupat cu ziua de naștere a fiului meu, Mezinul. Și atunci, cred că toată lumea a remarcat și vreau încă o dată să zic că am făcut un film, eu aș spune, extrem de special și deosebit, nu doar pe sufletul meu, dar pe vibrația fiecărei mame care a dat viață unui pui de om, unei fete, băiat, nu contează. Eu cumva am pus accent pe fiu pentru că este ziua lui și s-a pupat cumva așa evenimentele și am vrut să-l scot în spațiul online și ca să motivăm toate mamele să înțeleagă clipa, să trăiască momentul, pentru că noi suntem în secolul în care femeile sunt foarte puse pe treabă, mereu vor să reușească, vor să fie de succes și se întâmplă inevitabil și fără să conștientizăm că ne neglijăm creșterea asta dulce, mai ales până la 5 ani, mi se pare că e cea mai dulce, știi? Și atunci... Nu, după 5, da, încep să comunici cu general, ei, da. Și ai prieteni, dar acasă, acum, știi, sunt exact mici, iar și uite, am făcut acest film, mă gândeam, zic, băi, deci orice mamă își dorește copilului său să fie sănătos, să fie norocos, pentru că asta este doleanța fiecare mame. Zic, hai să formulez cumva, știi, ai avea unui thriller, ca să emoționeze, ca să înțeleagă mamele, pentru că, na, nu fiecare mamă poate să expună în cuvânt ceea ce simte. Eu, dat fiind faptul prin prisma profesiei mele, care mă aflu mereu pentru oameni și prezint, mi este cumva mai ușor să scot totul în cuvinte și mă bucur tare că acest film a atins atât de multă lume și atât de multe mame mi-au scris că s-au emoționat și este bucuria mea și chiar intenționez cu Doamne ajută să continui proiectul ăsta, să fie un proiect bazat pe emoție, pe motivația tuturor oamenilor, nu doar a femeilor și nu doar a copiilor. Da, Regina, nu s-a supărat că regele avea filmuleț, dar ea nu? Păi să știi că eu mă gândeam momentul ăsta, dar sunt sigură că o să continui, ținând cont că este un proiect de suflet, o să-l continui și pe tema mamă-fică și pe tema în general a familiei, pentru că poți să privești... Mamă-fică înseamnă clop mare, te aștepți. Da, neapărat, pentru că da, știi, am vrut exact să-i fie prin prisma asta, pentru că sunt mame care au doar băieți, știi, sunt mame care au și fete și băieți, doar fete au. Și de-aia am vrut să aibă fiecare atenția cuvenită și să trăiască din plin emoția asta frumoasă. Ei, dedicația muzicală pe care o ai astăzi pentru toate mamele sunt pentru cei care au pui, nu contează. Da. Fetiță, băiețel, contează să creștem în armonie și în dragoste. Da, azi cumva am avut așa o melancolie să revin la acest șlagăr care mi-a adus atâta bucurie și iubire din partea publicului, încât fiind în costum nou, așa vreau să o cânt exact pe ea. Pentru toți pui de oameni, în mod special la Moldovei noastre. Să încheiem emisiunea pe această notă, să ne bucurăm pentru îngerii care și-au lăsat sus aripile și trăiesc alături de noi pentru copiii noștri, să ne aducă multă bucurie, iar noi să îi îngrijim și să îi ocrotim. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară și vă lăsăm în aceste momente în compania Tatiana Hegea și a melodiei Pui de Om. Că nu știi nimic, dar se pare că mereu ai fost oglindit în ochii ei. Viața o înțelegi dacă trăiești în lumea în care cresc mereu îngeri, chiar sub inimi de femei. Pui de om micuț, ești al meu puiuț, brațele mele calde, în dragoste se descalde. Să știi adevărat, ești cum te-am visat, cingașă și frumoasă, bine ai venit acasă.
să fii mamă, să ții un copil de mână. Nu e sufletel mai curat și mai bun să-i dai inima toată așa cum e ea blajină. O femeie adevărată știe ce spune.